Iubiți credincioși, vom citi și Sfânta Seară zilei de mâine, din 27 decembrie, a treia zi de Crăciun, din prologele Sfântului Nicolae de la Ovrida. Zi în care biserica noastră îl sărbătorește pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Așadar, pe Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ovrida, Sinaxar, 27 decembrie. Pomenirea Sfântului Întâiului Mucenic Arhidiacon Ștefan. El a fost rudă cu Sfântul Apostol Pavel și unul dintre iudeii care locuiau în provinciile grecești. El a fost întâiul dintre cei șapte diaconi rânduiți de Sfinți Apostoli să slujească săracilor din Ierusalim. Pentru aceasta s-a numit Arhidiacon, adică primul dintre diaconi sau cel mai mare dintre diaconi. Răii iudei au intrat într-o dispută cu el, dar nu a putut să stea împotriva înțelepciunii și puterii lui insuflate de Duhul Sfânt, care lucra prin el. Atunci ticăloșii iudei, versați într-o calomnieri și mânjirea bunului nume al oamenilor, au ațățat poporul și pe bătrânii poporului împotriva nevinovatului Ștefan, izvodind cum că Sfântul Ștefan s-ar fi ridicat împotriva lui Moise și a legii lui. Și s-au aflat atunci martori mincinoși care să mărturisească ca fiind adevărate calomniile acestora. Atunci Sfântul Ștefan a stat înaintea poporului și au văzut toții fața lui ca o față de înger. Fapte, capitolul 6, versetul 15. Adică fața lui era luminată de lumina Harului Duhului Sfânt, precum odinioară fața lui Moise după ce grăise cu Dumnezeu. Sfântul Ștefan și-a deschis atunci gura sa și a grăit minunile cele nenumărate și faptele cele bune lucrate de Dumnezeu în mijlocul poporului Israel, precum și nenumăratele crime ale acestui popor împotriva Dumnezeului lui. El mai cu seamă i-a certat pentru uciderea lui Hristos Domnul, numindu-i vânzător și ucigaș. Fapte, capitolul 7, versetul 52. Iar când aceștia, auzind, scrâșneau din dinți ca niște fiare împotriva lui, Sfântul Ștefan a văzut cerurile deschise și slava lui Dumnezeu arătându-se din ele. Iar ceea ce a văzut el a mărturisit atunci înaintea iudeilor, iată vă cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 7, versetul 56. Atunci acei oameni fiare l-au scos pe Sfântul Ștefan afară din cetate și l-au omorât bătându-l cu pietre. Printre acei ucigași se afla și Saul, rudenia lui, acela care mai târziu avea să se curățească din pe sine de minciună, să se devină Sfântul Apostol Pavel. Atunci Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sta pe o stâncă din depărtare împreună cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și privea la mucenicia întâiului mucenic al Fiului ei și Domnul și se ruga înaintea lui pentru el. Acest martiriu s-a petrecut la un an de zile după pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli. Marele Gamaliel, un bărbat foarte învățat și principe al iudeilor, dascăl la Sfântul Apostol Pavel, era în taină creștin. El a luat pe ascuns trupul Sfântului Ștefan și l-a îngropat cu cinste la moșia părintească. Astfel, acest mai întâi dintre mucenicii creștini s-a săvârșit către Domnul cu slavă, strămutându-se lăcașurile cele fericite, gătite lui într-o împărăția lui Hristos. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Teodor și Teofan Scrișii. Ei au fost frați de sânge, născuți în Palestina și educați în toată știința și înțelepciunea, cea dinăuntru și cea din afară. Ei mai întâi au fost monari la lavra Sfântului Sava cel Sfințit, iar mai apoi hirotoniți prezbiteri. Ei au luat chinuri bestiale pentru apărarea Sfinților Icoane sub trei împărați de urâtă amintire, Leon Armeanu, Mihai Balbus sau Bâlbâitu și Teofil, Mihai Rangab,
îl avem noi în sinaxalele noastre românești. În sinaxalele slave spune cepeleagul, adică bâlbâitul. Dementul Teofil i-a bătut cu propriile și necuratele lui mâini și le-a poruncit să se însemneze cu semn, cu fierul roșu, pe frunte, versul barjocoritoare drept pentru care a fost numit Crișii. Ei au fost aruncați în închisoarea din Apameia Bitiniei. Teodor a murit acolo din pricina torturilor și bătăilor. Sfântul Teofan a fost scos din închisoare în vremea împăraților Teodor și Mihail și a fost sfințit episcop al Niceei de către patriarhul Metodie. Sfântul Teodor a murit la 833. Acești doi preaslăviți, sfinți și frați de sânge, au luat cu cinste mucenicia lui Hristos și au fost bogați răsplătiți de către el într-o împărăția ce nemuritoare a luminii. Cântare de laudă la Sfântul întâi mucenic și arhidiacon Ștefan. Asupra lui Ștefan, celui luminat de Duhul, asasinii iudei s-au repezit. Ștefan plin de sânge a îngenunchiat în țărână, cu glas mare către Dumnezeu strigând, O Doamne, care de pe cruce iertat ai păcatul, cel mai mare din cele de pe care pământul au zguduit, din cele ce pământul au zguduit, cel mai mare dintre cele ce au îngrozit cerul, iartă-le lor și acest păcat. Ce este uciderea mea pe lângă a ta răstignire, Doamne? Ce sunt eu pe lângă tine, Domnul și Dumnezeu meu? Praf și cenușă sunt înaintea ta, iartă-le lor și acest păcat. Zicând așa, s-a săvârșit către Domnul și lași iudei, ucigându-l, s-au risipit. Atunci, pogorându-l, s-au îngeri din ceruri în jurul trupului Sfântului Martir. Ei intonat o cântări dumnezeiești, prohodindu-l și dus i-au sufletul cu cinste în paradis. Cugetare! Iată istorie, o istorie din viața pruncului Hristos. Ambii proroci mari, Isaia și Ieremia, au prorocit că Domnul va veni în Egipt și că prezența lui acolo va dărâma la pământ capiștile păgâne și va sfârma idolii. Prorocul Isaia a zis, iată Domnul vine pe nor ușor și ajunge în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea feței lui. Isaia, capitolul 19, versetul 1, Ieremia, capitolul 43, versetul 12 și 13. Ajungând dumnezeieștii refugiați în cetatea Hermopolis, adică Cairo de astăzi, ei s-au apropiat de un templu păgân și idolii din interior acelui templu au căzut fără de veste la pământ și s-au sfărâmat în bucăți. Sfântul Palade scrie despre aceasta în asta istorie la Ustiacă, tradusă și în limba română, noi am văzut acolo temple păgânești în care toți idolii sculptați au căzut la pământ și s-au sfărâmat la venirea Domnului. La un loc numit Sirin se aflau acolo 365 de idoli. Intrând Maica Domnului cu Dumnezeu, cu prunc în braț într-o acel templu, toți cei 365 de idoli au căzut la pământ și s-au sfărâmat. Toți idolii din întregul Egipt s-au sfărâmat în același fel. Sfântul proroc Ieremia, care la adâncile lui bătrânie s-a viețuit în Egipt, a prorocit preoților păgâni egipteni că toți idolii lor vor cădea la pământ și toate chipurile turnate se vor sfărâma atunci când va veni în Egipt o maică fecioară purtând în ale ei brațe prunc dumnezeiesc născut într-o iezle. Preoții egipteni au ținut bine minte acea prorocie. În conformitate cu ea, i-au săpat un chip al fecioarei, stând întinsă pe pat. Și alături de ea, pruncul dumnezeiesc înfășat în scutece și s-au închinat mereu înaintea acelui chip. Regele Ptolomeu i-a întrebat pe preoții egipteni, ce reprezintă acel chip? Iar ei au răspuns că este o profeție tainică, încredințată de un proroc strămoșilor lor, pe care ei o așteaptă să se împlinească. Cu adevărat, s-a împlinit prorocia, ea descoperindu-se nu doar înaintea ochilor păgâni ai preoților egipteni,
ci și înaintea ochilor întregului pământ. Luare aminte. Să luăm aminte la înțelepciunea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, la cât de înțelept a grăia cu Îngerul lui Dumnezeu, Luca, capitolul 1, versetul 28 până la 38, la negrăita înțelepciune cu care și-a pus în inimă toate care s-au petrecut la nașterea Domnului și toate cele prorocite despre El. La cât de înțelept i-a povățuit ea pe slujitorii nunții din Cana să facă toate câte El le va porunci. Predică despre Preasfânta Fecioară Maria de Dumnezeu Născătoarea. Mărește sufletul al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Luca, capitolul 1, versetul 46. Fraților, în total, noi avem puține cuvinte grăite despre Maica Domnului nostru în textele Sfinților Scripturi. Toate aceste cuvinte sunt parte a rugăciunilor ei de preamărire către Domnul. Ea înaintea oamenilor a păstrat în tăcere, dar în inima ei a grăit pururea cu Dumnezeu. În fiecare zi și în fiecare ceas, ea află noi și noi prilejuri și îndemnul să-L preamărească pe Domnul. O, cât de nesfârșit ar fi volumele de carte care ar fi necesară să cuprindă toate rugăciunile ei de preamărire către Dumnezeu, rostite de ea de-a lungul întregii ei vieți din sfânta ei inima. Dar chiar și din această singură rugăciune de preamărire a lui Dumnezeu de către Maica Domnului, care este cuprinsă în Evanghelia de la Luca, rostită înaintea verișoarei ei, Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul și înainte Mergătorul, orice creștin poate să-și dea seama ce cântare de laudă care o cântăm noi la utrenie, întotdeauna la cântarea nouă. Cât de minunate sunt acele cântări care ne-au parvenit nouă prin intermediul Sfintei Evanghelie a lui Luca. Chiar și mai înainte de a auzi Sfânta Evanghelie pe buzele Fiului ei celui Sfânt, ea știu să grăiască cu Dumnezeu cum să-L preamărească în acord cu Sfânta Evanghelie. Cunoașterea aceasta i-a venit ei de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, al cărui har pururea curgea în sufletul ei. De aceea i-a spus, mărește sufletul meu pe Domnul, se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat pe smerenia roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Luată pe Israel suga sa, ca să pomenească mila sa, pe cum a grăit lui Avram Sfinților până în veac, a făcut tărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri în cugetul lor și a înălțat pe cei smeriți, adică a risipit pe Satana, care stăpânea pământul cu mândrie, îngerul cel mai mare după Dumnezeu, și a ridicat pe cei smeriți, adică neam omenesc cel smerit și slăbuț. De aceea, ea, Maica Domnului, a înțeles prin Duhul Sfânt toată lucrarea iubirii lui Dumnezeu care o face fiul ei pe care urma să-l nască. Cunoașterea aceasta a venit de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a cărui har purea curgea în sufletul ei, precum apa sfințită curge într-un potir prea curat de aur. Sufletul ei l-a preamărit cu cântări pe Domnul de-a lungul întregii ei vieți și de aceea Domnul a înălțat-o pe ea deasupra heruvimilor. De aceea și pe noi, cei prea mici și păcătoși, ne va preamări Dumnezeu într-o sa împărăție dacă noi, dacă vom învăța să o preamărim pe ea cu cuvântul, cu gândul și cu fapta vieții noastre. Dacă și noi, asemenea ei, vom preamări pe Domnul cu cuvintele, cu gândurile, cu faptele și cu rugăciunile noastre. O prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Fecioară Marie, acopere-ne pe noi cu rugăciunile, cu aripile rugăciunilor tale, că ție și Fiului tău, Dumnezeu nostru, se cuvin pururea slavă, închinăciune și mulțumită în vecii vecilor. Amin.